Haideți să vedem acum procedeul invers, introducerea factorului subradical. Aici este un pic mai simplu. Cu alte cuvinte, dacă eu am A radical din B și vreau să-l introduc pe acesta subradical, de ce aș vrea chestia asta? Păi mă va ajuta să compar, de exemplu, doi radicali. Voi putea să-i compar atâta timp, sau două numere care conțin radicali, atâta timp cât am un singur radical. Și deci pentru comparație sau pentru altfel de exerciții, dar în principal pentru a compara două numere, am nevoie să introduc factorul subradical. El se va introduce subradical și anume a pătrat ori b. Haideți să vedem. 2 radical din 5. Îl introduc pe 2 subradical, o să fie 2 la pătrat ori 5. Adică radical din 20.